Trei tineri sunt la spital în stare gravă după ce șoferul mașinii în care se aflau a lovit puternic un stâlp. Se pare că tânărul participa la o întrecere ilegală în momentul în care s-a produs accidentul. Cel de-al doilea șofer și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și a fost oprit ulterior de polițiști. Cele două mașini circulau cu viteză, moment în care unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stâlp de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de violent încât partea din fața a mașinii a fost distrusă complet, iar bucăți din caroserie erau împrăștiate pe asfalt. În mod uimitor, cei patru tineri care se aflau în mașină au scăpat cu viață și au recunoscut că participau la o cursă de mașini. În urma accidentului, șoferul a scăpat cu răni ușoare, însă ceilalți trei pasageri au fost răniți grav. Cel de-al doilea șofer care participa la întrecere și-a continuat drumul, dar nu a ajuns prea departe. Acesta a lovit o bordură și a făcut pană, iar oamenii legii l-au oprit tocmai când voia să își schimbe roata și să plece. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările în acest caz.